știți deja că la lecția asta vom discuta despre urăciunea pustiirii, dar până intrăm acolo, vreau să-mi spuneți care sunt cele mai importante momente care trebuie ținute în minte pentru a înțelege corect Daniel capitolul 10, 11 și 12. Sunt câteva lucruri importante care să nu le uităm niciodată, să le păstrăm în mintea noastră. Este vorba despre aceeași vedenie și în 10 și 11. Aha. Și în 10 spune accent pe luptele împăraților de la nord și sud de Israel. Asta în 11, da? Da. Așa, foarte bine, foarte bine. Deci este aceeași vedenie, trebuie să știm. Aceste trei capitole toate abordează o vedenie. Capitolul 11 vorbește despre luptele dintre împărații de la nord și sud. Da. Și apropo, în lecția trecută, lecția 16, avem un comentariu excepțional. Numai de, ori de câte ori trebuie să verificați ceva cu privire la împărații din capitolul 11, aveți aici scris concis, clar, bine, suficient, tot cât îți trebuie să știi despre fiecare din împărații ce e. Manualul e excepțional făcut în privința asta. Da. Altceva ce ar mai trebui să mai ținem minte încă? Tot capitolul 11 este despre luptele împăraților dintre nord și sud? Tot capitolul ține de trecut sau este acolo și ceva care ține de viitor? Deci unde secțiunea unde s-a oprit trecutul și se începe viitor? Acolo se vorbește despre vedeniile care s-a întâmplat de acum și o parte uh-huh. prorociei care are să se întâmple de acum. Deci asta, privire la vremea sfârșitului. Cu privire la vremea sfârșitului. Și poți să vezi cam unde se împarte capitolul? L-ați observat? La versetul 36, dacă nu mai ții minte. Bine, ții minte de la versetul 36. De fapt, noi în săptămâna următoare încă ne mai uităm. La ultima lecție din Daniel mai vedem cu deamănuntul încă lucrurile astea să le clarificăm. Bun, asta vreau să țineți minte toți, lucrurile care le-am spus aici. Că capitolele 10, 11, 12 țin de una și aceeași vedenie. Să țineți minte aceea că în capitolul 11, prima parte, până la versetul 36, vorbește despre trecut, istorii care s-au întâmplat și ori de câte ori vă trebuie să verificați istoria, uitați-vă în lecția 16. Acolo comentariul acela e foarte bun, foarte, foarte bun. Nu aveți nevoie să verificați multe comentarii pentru că e foarte bine argumentat istoric și nu are nimic în plus, are numai ceea ce vă trebuie. De la 36 încolo vorbește despre viitor. Dar, cum v-am zis, la lecția 18 încă ne mai întoarcem să mai analizăm lucrul ăsta, să-l înțelegem. Azi, în lecția de azi, vom discuta despre urăciunea pustirii. Apropo, ați văzut că am făcut o postare, am pus întrebare pe pagina mea de Facebook. Urăciunea pustiirii este. Sunt curios, ați citit voi acolo, ați comentat cineva? Dacă n-ați comentat, măcar ați citit, ce ați observat? Cum înțeleg oamenii? Ce este urăciunea pustiirii? Ce au scris ei acolo? Unii fac referință la toate lucrurile rele și spurcate care se întâmplă la noi în vremea actuală. Mm-hmm. Și nu au cumva un argument biblic. Alții au răspuns corect că este anticrist. Așa. Deci orice urăciune... Dacă pentru oameni urăciunea pustiirii înseamnă o urăciune exagerată. Iată de exemplu despre învingătorul ăsta de la, cum se numește, Eurovision, tot așa au comentat, urăciunea pustiirii. Deci când este vorba despre urăciune exagerată ceva, ceva care provoacă un dezgust exagerat, oamenii numesc urăciunea pustiirii. Dar oare chiar asta este? Vă recomand să citiți acolo și apoi comentați și voi cu ceea ce veți avea de spus la comentariile astea și vreau să știți că eu pun întrebările astea tocmai pentru a provoca o discuție în care să fie adus în centru cuvântul lui Dumnezeu și voi aprecia foarte mult dacă voi veți răspunde la întrebările astea pe care eu le adresez acolo, pentru că așa mă veți ajuta să, toți împreună vom pune în lumină cuvântul lui Dumnezeu cu privire la subiectele astea care sunt și care le aduc eu în discuție. Acum, când ați completat ziua întâi, ce legătură ați văzut voi când ați studiat Daniel 2, 7, 8, 4 versete din nou și apoi 11 și 12? Ce legătură ați văzut între urăciunea pustiirii
sfârșit sau vremea sfârșitului și mânie. Ați văzut ceva, vreo legătură? Așa, la o primă citire, când ați trecut prin toate, o privire de ansamblu. Ce legătură ați văzut între ele? Rugăciunea pustiirii se va instaura atunci când va fi vremea sfârșitului. Foarte corect. Și tot în perioada aceea se manifestă mânia lui Dumnezeu. O mânie foarte mare, da? Zici. O mânie foarte mare. A, deci înseamnă că toate astea coincid, nu? Urăciunea pustiirii, vremea sfârșitului, mânia, toate suprapun una peste alta, toate coincid, sunt împreună, așa, da? Foarte corect. Da. Bun, atunci la ziua a doua și ziua a treia am avut să studiem despre urăciunea pustiirii. Din Evanghelie de acum am văzut ce scrie în cartea prorocului Daniel, am avut apoi să studiem din Evanghelie. Și două texte din Evanghelie. Unul a fost din Marcu, capitolul 13, de la 3 la 33, și apoi Matei, capitolul 23, de la versetul 37 până la 24 cu 31. Vreau o persoană să-mi spui tot ce a învățat despre urăciunea pustiirii din Marcu și o altă persoană să-mi spună tot ce a învățat despre urăciunea pustiirii din Matei. Din versetul 14. Da. Că ea va sta acolo unde nu se cade să fie. Uh-huh. Și atunci când ea va fi instaurată, urăciunea pustiirii, da? Da, da. Atunci cei ce vor fi în Iudeia trebuie să fugă la munți. Cei care sunt pe case nici măcar să nu se pogoare, dar deodată să fugă. Fix același lucru și pentru cei care sunt la câmp. Mm-hmm. Dar prin toate detaliile astea, ce vrea să spună prin toate detaliile astea? Că va aduce un necaz foarte, foarte mare asupra poporului care este vizat. În cazul dat, înțelege poporul Israel. Dar din ce înțelegi că este poporul Israel? Domnul Iisus adresează ucenicilor lui care erau evrei. Mm-hmm. Dar din toate descrierile astea, înțelegi, este ceva care arată că este poporul Israel? Cei ce vor fi în Iudeia, se referă din versetul 14. Mm-hmm. Cetățenii iudei. Foarte corect. Deci deja spune geografic unde e locația, unde se așează. Da. Și chiar din versetul 37 spune Ierusalime, Ierusalime. Deci toată adresarea Domnului Iisus este către locuitorii Ierusalimului, a evreilor, a oamenilor din acel ținut. De acolo s-a pornit toată discuția, nu? De aici a pornit discuția, da, cu la Ierusalim. Foarte corect. Uh-huh. Mai este încă vreun lucru care arată că asta ține de evrei? Este vorba despre nimicirea templului care îi aparținea evreilor, că el va fi distrus. Da. Dar când e vorba de așezarea urăciunii pustiirii, urăciunea pustiirii se va așeza? Spune că se va așeza în templu, deja de la Matei 23-24. Dar la Marcu. Ține de poporul evreu, nu ține de noi, de biserică. Așa. Dar la Marcu, încă la Marcu aici, mai sunt ceva detalii? Pe urmă întreb în Matei. Zici de acoperișul casei. Evrei aveau obicei să facă treburi despre casei sau ceva să ocupe pe acoperiș. Pe acoperișul casei la ei acolo, oamenii, iată, de exemplu, am văzut în acolo cu Bathsheba, se spăla pe acoperișul casei sau alte lucruri care mâncau pe acoperișul casei, multe alte lucruri se fac pe acoperișul casei, da? Deci de aici înțelegem iar că este la evrei, da? Foarte bine, foarte bine ai observat detaliul ăsta. Mai vedem ceva încă? Tot din Marcu. Când spune să se roage să nu se întâmple lucrurile acestea iarna, de fapt se referă la poziția lor geografică, pentru că ei, în primul rând, să nu cadă această zi într-o zi sabat, pentru că erau limitați cu distanța pe care trebuiau să o meargă, dar și să nu se întâmple iarna, pentru că iarna la ei drum, sunt foarte multe ploi abundente și avea să fie înaintarea lor foarte grea. Deci, cumva și aceste descrieri ne fac trimitere și la locul geografic, și la poporul evreu. Deci toate detaliile astea care le spune lor, că cine va fi pe acoperișul casei, cine va fi în Iudeia să fugă la munți, cine va fi pe acoperișul casei să nu se pogoare,
să nu intre în casă ca să-și ia, vă dai seama, secunde, asta e vorba de secunde, nu cât te-ai coborât din casă, ți-ai luat hainele și ai fugit. Asta îți spune, secundele contează atunci, nu? Pentru ei, așa? Cât, ce înseamnă asta? Să te cobori de pe casă, să-ți iei haine și apoi ai plecat, ai luat repejor haine și ai plecat. Nu spune nici măcar haine să nu-și o ia. Cine va fi la câmp să nu se întoarcă acasă să-și ia haina? Apoi zice, vai de cele însărcinate, fiind însărcinat mai greu fugi. Toți ăștia trebuie să fugă, toți le-au spus să fugă la munte. Cele ce vor da țes în zilele acelea, va fi greu, ca au și copil mic. Copil mic este greu să te deplasezi. Rugați-vă ca lucrurile acestea să nu se întâmple iarna, că iarna iar face mai dificil deplasarea. Pentru că în zilele acelea, și încă de ce, nu numai deplasarea, din moment ce ai fugit iarna, iată, eu văd aici, e o țară unde e cald, e zăpadă, nu știu ce este asta, dar uite, e frig, e foarte frig, iarna, aici e iarna și noaptea e frig, noaptea îngheț și încă e un frig de ăsta care la oasă așa merge. Deci n-ai reușit să-ți iei haină, n-ai reușit nimic, zici, rugați-vă să nu se întâmple iarna, că încă se mai adaugă și frigul celălalt în Israel, tot poate să fie frig. Vara e cald tare, dar iarna poate să fie, când e iarna la ei, poate să fie frig și în Israel. Deci inclusiv asta, ca să nu se complice, să nu fie mai complicată, să nu mai adauge la suferința care este. Apoi, dar toate lucrurile astea, zice, toate ce descriu ele, ce arată ele, că lucrul ăsta va fi o perioadă lungă, lent, instaurarea urăciunii pustirii va dura zile, luni, ani, să alege, să votează, cum instituirea are loc, cum de exemplu un președinte intră. Un președinte ia o perioadă, nu? Sunt alegeri, după alegeri este, cum se numește, o perioadă când el, instituirea lui și așa mai departe, de jurământ și astea toate, așa, ce vedem de aici? Care-i semnul pentru ei? Care-i semnalul pentru ei? Gata, trebuie de fugit. Este un semnal. Semnul pentru ei când trebuie fugit. Când se va așeza urăciunea puterii în locul în care nu se cuvine să fie. Și care-i locul ăsta care nu se cuvine să fie? Templul se va da drept Dumnezeu, știm din alte locuri. Foarte corect, foarte corect. Așa. Și acum, dacă toți suntem aici, hai să vedem care sunt lucrurile care... mergem întâi la celălalt text și apoi o să întreb la ambele texte, să vom privi la ambele texte să vedem care sunt evenimentele care preced și care sunt evenimentele care urmează așezarea urăciunii pustirii. Deci până aici am văzut, la momentul ăsta accentuează tare. Ne spune că este cineva care se așează acolo și nu ne-l descrie aici, nu ne descrie. Este un bărbat, este o femeie, este așa. Nu ne descrie. Urăciunea pustirii în limba română sună la feminin, nu? De-aia cineva și-a zis, ia, urăciunea pustirii. Mai vedem pe urmă cum este, însă nu ne dă alte detalii despre ea. Ne spune doar numai atenție la oamenii ăștia, când zice, vede că este în locul unde nu se cade să fie, în locul sfânt, zice, cine citește să înțeleagă, atunci clar trebuie numai decât acei din Iudeia, lor le spune, cei care vor fi în Iudeia să fugă. Și orice clipă pentru ei contează atunci. De ce trebuie să fugă ei încă o dată? De ce trebuie să fugă? De ce este important așa de rapid ei să fugă? Pentru că urmează un decaz așa de mare cum n-a mai fost niciodată. Pentru ei, nu? Pentru ei. Deci peste ei cade necazul ăsta. Ca să nu fie înhățați, apucați de să scape din necazul ăsta. Deci asta înseamnă că persecuțiile împotriva lor din momentul așezării în locul sfânt, persecuțiile împotriva lor încep momentan întreaga țară într-o formă așa încât aproape că nu poate nimeni scăpa. Dacă secundele contează, dacă vrei să scape atunci. Secundele contează. Vă dați seama cât de organizat încep persecuțiile împotriva lor, împotriva evreilor, întreaga țară, rapid, foarte rapid. Hai să vedem de la Matei. Unde ați văzut? Ce ați învățat despre urăciunea pustirii din Matei? Unde apare? Versetul 15. Așa. Despre ea a vorbit prorocul Daniel și va fi așezat în locul sfânt. Deci înțelegem că în templu se va așeza locul sfânt acolo.
Vezi, Domnul Iisus face referință, spune despre asta, urăciunea asta a pustiirii, a vorbit prorocul Daniel și prorocul Daniel a vorbit de câteva ori despre urăciunea pustiirii, nu? Și tot aceleași indicațiile de cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți, cei ce cine va fi pe acoperișul casei să nu se pogoare. Și, da, și vai de femeile însărcinate. Aceleași lucruri le repetă. Da. Un detaliu foarte, important care îl spune Domnul Iisus aici este că despre urăciunea asta pustirii a scris Daniel. Deci el se face referință la ceea ce a scris Daniel. Ei, foarte bine. Atunci hai să ne întoarcem înapoi să vedem unde a vorbit Daniel, unde anume Daniel a folosit expresia asta urăciunea pustirii. Ce a spus el despre urăciunea pustirii? Unde este expresia asta urăciunea pustirii la Daniel? În 8:13 spune că va fi în Sfântul Locaș, atunci va fi desfințată jertfa necurmată și locașul cel sfânt va fi călcat în picioare timp de 2300 seri și dimineți. Și aici se face referință la Antioch Epifanes, care a fost o imagine sau o icoană care ilustra ceea ce avea să fac Antichristul, care avea să vină la vremea sfârșitului. Foarte corect, foarte corect. Deci deja știm că urăciunea pustirii se așează în locul sfânt, în templu, și aduce jertfă, spune acolo, cum zice, a face să înceteze jertfa, da? Jertfa necurmată. Da. Face să înceteze jertfa necurmată. Tu spui că asta a fost Epifanes. Epifanes deja am învățat, el a făcut lucrul ăsta odată, a jertfit o scroafă, vă amintiți, și apoi în fiecare lună se aducea jertfă lui Zeus. Asta a fost... cum, spurcăciunea care o adus-o el acolo. Dar Domnul Iisus Hristos aici la Matei se referă la Epifanes? La capitolul 9, versetul 27, unde în română spune că pe aripa urăciunii idolești va veni unul care pustiește, de fapt în alte traduceri, chiar și în asta ortodoxă în română, spune că și pe aripa templului va fi urăciunea pustiirii. Și tot acolo, la versetul 27 din capitolul 9, spune că Domnul care va veni va face un legământ trainic cu mulți, iar la mijlocul săptămânii va face să înceteze jertfa necurmată și pe aripa templului va fi urăciunea pustiirii. Deci le vedem împreună și încetarea jertfei necurmate și urăciunea pustiirii în templu. Așa. Deci avem două locuri, da? Tu ne stai că ai zis din 9:27. 9:27. Mașa a spus din versetul din capitolul 8. Mai avem undeva? Mai vorbești undeva, Daniel, despre urăciunea pustirii? Sunt mai capitolul 12 tot vorbește. Da, zi, te rog, Năstecaș, din capitolul 12. Ce spune el despre urăciunea pustirii în capitolul 12? Acolo când merge vorba despre vremea sfârșitului, când se va scula marele voievod Mihail, pentru că în vremea aceea va fi o strâmtorare mare pentru poporul Israel, acolo spune întrebarea, dar în vremea aceea poporul lui Israel va fi mântuit, este pus întrebarea cât va mai fi până la sfârșitul acestor minuni. Și iată aici, în răspuns se spune că vor mai fi o vreme, două vremuri, jumătatea de vreme de la timpul când se va așeza urăciunea pustiirii. Da, nu găsesc versetul acum. Deci 12. Da, la 11 deja. La 11 deja răspunde la întrebarea care va fi sfârșitul. Deci cum va fi sfârșitul. Da, și aici spune că socoteala se începe de la vremea când va înceta jertfa necurmată și de când se va așeza urciunea pustiitorului. Da. Deci vedem că urciunea pustirii atât în capitolul 9, cât și în capitolul 12, este legat de vremea sfârșitului. Deci, de vremea, deci în capitolul 9, asta e săptămâna 70-a,
ultimii trei ani și jumate dinainte de venirea Domnului Iisus, la fel și aici vedem că la vremea sfârșitului. Foarte corect. Deci înseamnă că din capitolul 9 și 12 ține de vremea sfârșitului. Dar cel de la capitolul 8, cum este expresia de acolo? În capitolul 8 și capitolul 11, unde folosite expresia urăciunea pustirii, se referă la vremea activității împăraților din împărăția a treia. Uh-huh. În capitolul 8 spune că o va face, va pune urăciunea pustirii cornul mic ca să va ridica din una din cele patru împărății care se vor forma după ruperea cornului mare, adică din una din cele patru împărății a Greciei. Din istorie știm că e Antioch Epifanes care a pus statuia lui Zeus, de exemplu. Așa. Și la capitolul 11, deci când am văzut interpretarea care o avem în carte, tot este timpul în care activează Antioch Epifanes și la 11:31 vorbește că toți vor așeza, deci oștile lui vor așeza urăciunea pustiitorului, dar când vorbește despre activitatea lui Antioch Epifanes, de două ori se repete expresia că dar sfârșitul nu va fi atunci, că sfârșitul nu va fi decât la vremea hotărâtă. Deci vrea să specifică că, de fapt, așezarea lui Zeus în templu, asta nu e acel, acea pustiire a urcinea pustiirii despre care scrie, de fapt, la capitolul 9 și la capitolul 12, care ține de vremea sfârșitului. Corect. Și atunci, acum în locul cel unde spune la Evanghelia după Matei, ziceți-mi încă o dată, în ce verset Domnul Iisus spune cum a scris prorocul Daniel? În ce verset Domnul Iisus spune? Versetul 15. Așa, în dreptul versetului 15, hai să scrim atunci care e referința din Daniel. El zice cum a scris Daniel. Care e referința din Daniel aici? 9:27. 9:27, așa. Putem să mai punem și cea din 12? Da, 12:11, da. Așa, 9:27 și 12:11, o punem acolo. Asta e referința. Deci înseamnă că asta se va întâmpla, la asta s-a referit Domnul Iisus. Acum ne-am clarificat cu asta. Să-mi spuneți acum următorul lucru. Înainte de așezarea urăciunii acesteia, deci înseamnă că am, ce, punând toate detaliile, Marcu, Matei și Daniel, acestea două, din capitolul 9 și din capitolul 12. Cum îl descrim? Cum descrim urăciunea pustiirii? Ce descriere putem da acum? Deci dacă luăm cu evenimentele de la Matei și Marcu, înțelegem că el va veni împotriva poporului Israel și când el se așează în Ierusalim, deci și se așează în templu, atunci se începe o prigoană groaznică pentru Israel. Asta ne amintește și de textul de la 2 Tesaloniceni, capitolul 2, care l-am studiat când am studiat capitolul 9. Că omul fără de lege se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Și asta ne amintește și de capitolul 11 din Daniel, împăratul descris la versetul 36 la 45 spune că el se va, la versetul 37 se va slăvi pe sine mai presus de toți, la început spune, nu va ține seama de niciun Dumnezeu, ci se va slăvi pe sine mai presus de toți Dumnezeii. Deci așa se dă lui Dumnezeu, dânsul drept Dumnezeu. Și la versetul 45 din capitolul 11 spune, își va întinde corturile palatului său între mare și muntele cel slăvit și sfânt. Ceea ce, de fapt, face o aluzie la
Ierusalim, pentru că Ierusalimul, orașul vechi, era situat geografic în partea de vest sau de apus de la muntele templului. Muntele templului, de fapt, era la zidurile de est. Se spremea că orașul era între muntele templului și mare. Deci vedem că Antichristul vine în oraș, acolo își așează reședința regală, dar el se așează în templul Dumnezeu și se dă drept Dumnezeu. Și așa face sfinții să se înceteze jertfa necurmată. Așa, bine. Acum, vreau să-mi spună cineva, care sunt evenimentele care preced din ceea ce ați văzut în Evanghelia după Matei și în Evanghelia după Marcu? Care sunt evenimentele care preced, care se întâmplă înainte de așezarea urăciunii pustierii? Care le-ați văzut acolo, evenimente care preced, se întâmplă înainte? Și care sunt semne și care nu trebuie să fie confundate cu semne? Deci în Matei 23 și 24 spune că vor auzi despre războaie, un neam se va scula împotriva altor neamuri, pe alocuri vor fi cutremuri de pământ, foamete și ciumi, dar nu trebuie să se îngrijoreze din cauza asta, pentru că aceste lucruri vor fi doar începutul durerii, adică ce se va întâmpla, toate aceste lucruri, vor fi înainte de începutul durerii și nu acestea sunt indicatorul. Că deja a sosit. Abia acestea vin înainte din durere. Așa, foarte bine. La Marcu 10 se spune că mai întâi trebuie Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor. Ca ei să fie cine este Hristos și să se compare. Deci... Și atunci zice va veni sfârșitul. Da, așa scrie. Omul când știe de acum, nu poate să-l amăgească. Dar dacă nu știe, el amăgește. De fapt, acolo spune că Evanghelia aceasta va fi vestită în toată lumea ca slujească de mărturie. Exact, exact. Ca să nu zică nimeni că nu auzi, că nu i-a fost șansa de mântuire. La toți le-a fost oferită șansa de mântuire. Da, nimeni nu o să aibă nicio scuză că nu a auzit. Exact, și locul ăsta unde spune că Evanghelia ca să slujească de mărturie tuturor, să-l legați cu ceea ce scrie la 2 Tesaloniceni, capitolul 2, acolo unde spune, pentru că au respins dragostea adevărului, vă amintiți? Pentru că n-au vrut să primească dragul. Iată, aștia care n-au vrut să primească dragul. Cum dragostea adevărului a fost? Evanghelia le-a fost propovăduită. Da. Asta, așa e dragostea adevărului. Dar mai putem să mai zicem ceva despre evenimente care preced venirea urăciunii pustiirii? Dacă ne uităm la Daniel 12, se va scula marele voievod Mihail. Uh-huh. Da, și cum, dacă noi am pune împreună cu ceea ce am învățat când am studiat capitolul 17, pentru că acolo, capitolul 7, acolo atunci am studiat și Apocalipsa 12 și 13, știm că e război în cer, diavolul a aruncat pe pământ și când este aruncat pe pământ, prin Antichrist, el urmărește femeia și femeia fuge la munte sau la răsărit, în pustiu. Ce va urma după? După ce se așează omul ăsta, cum urăciunea pustierii, se așează în locul sfânt, unde nu trebuie să șadă. După ce se așează acolo, care sunt lucrurile care urmează? Ce ați văzut în lecție? Ce urmează după asta? 24:9 spune că vor fi dați fii chinuiți, vor fi omorâți și vor fi urâți de toate neamurile pentru numele lui Iisus Hristos. Asta înainte. Asta înainte vor fi urâți, că totdeauna, din toate vremurile au fost urâți. Și acum sunt urâți, ia uitați-vă acum, cum sunt, dar bun, o să vă pun întrebare la încheiere, unde suntem, cum evenimentele, deci se reflectă la evenimentele de azi, cum se reflectă în ceea ce învățăm din Scriptură. O să discutăm pe urmă. Dar spuneți-mi ce se va întâmpla după asta. Deci am văzut, este un necaz foarte mare pentru evrei, cum n-a mai fost niciodată. Cum n-a mai existat. De la începutul lumii până la atunci, până la necazul acela, nu mai există. Dar n-a mai existat. Dar ce urmează după? Ați observat ceva?
se vor scula din versetul 24, din capitolul Matei 24. Se vor scula Hristos mincinoși, proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni. Asta tot va fi după aceasta. Ei vor face semne mari. Păziți-vă, iată că v-a spus așa. Și mai încolo, deja în versetul 27, înțelegem că va fi venirea Domnului Iisus. Atunci va fi, după evenimentele astea, va fi venirea lui Iisus. Așa. După necazul acesta, versetul 24. După necazul acesta, Cătălina, poți închide microfonul? Cătălin, poți închide microfonul? Mulțumesc. Da. Deci 27 spune, nu, 24. În zilele acelea, după necazul acesta, soarele se va întuneca, luna nu își va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, puterile care sunt în cerul vor fi clătinate, atunci se va vedea Fiul omului venind pe nori cu mare putere și cu slavă. Va trimite pe îngerii săi și va aduna pe cei aleși din cele patru vânturi de la o margine a pământului până la cealaltă margine. Și hai să vedem și în Matei 24, de unde începe descrierea evenimentelor care se vor întâmpla după necazul acesta mare. Versetul 27. Da, spune, Svetlana? Spune cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi venirea Fiul omului. De ce va veni Fiul omului? Va veni Fiul omului și descrie mai departe. Da? Îndată, după acele zile de necaz, iar repetă, soarele se va întuneca, luna nu își va mai da lumină, stelele vor cădea din cer, puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. Și exact aceleași lucruri. Va trimite pe îngerii săi ca să adune pe cei aleși din cele patru vânturi. Astea sunt evenimentele. Dar la Daniel, cum se descrie evenimentele astea? Sunt cumva, este vreo ceva care, vreo aluzie la evenimentele astea, este ceva care se aseamănă sau completează sau unde, în ce capitol? Păi dacă ar fi asemănări, este că la 12 cu 11, în vremea aceea, se va scula marele voivod Mihail, pentru că aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Deci, ceea ce am văzut la Matei, că un necaz așa de mare, cum n-a mai fost de când e lumea și nu va mai fi. Pe urmă, la Matei spune că vrem migrea pentru Israel și la Daniel 12 spune că lucrurile astea se vor sfârși, la versetul 7 spune, când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. La Matei 24 spune că la venirea Fiului omului va strânge pe aleșii săi. Acum noi înțelegem că este vorba despre poporul Israel, pentru că biserica deja este de mult cu el și îl urmează din cer. Deci pe poporul Israel îi strânge. Deci o aluzie la mântuire. Și aici la Matei 12 spune că, și la versetul 1 spune că în vremea aceea poporul tău va fi mântuit. Și la 7, cum am spus, deci spune că va fi mântuit când puterea va fi zdrobită de tot. Și apoi am putea spune și la versetul 13, spune, iar tu du-te până va veni sfârșitul și te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenit la sfârșitul zilelor. Deci tot referință la mântuirea lui Israel. Da. Foarte bine. Acum, de la ziua a patra și ziua a cincea, am avut să vedem despre vremea sfârșitului. Poate cineva să
treacă prin textele din Daniel, să ne spună ce a învățat despre vremea sfârșitului. Cu manualul în față cineva, să treacă să ne spună lucrurile care le-a învățat despre vremea sfârșitului, mergând prin toate aceste texte. Din Daniel 8 am văzut că vedenia privește vremea sfârșitului și va fi o vreme a mâniei. Apoi din Daniel 11 am văzut că sfârșitul nu va veni decât la vremea hotărâtă. În Daniel 11:35 am văzut că cei înțelepți mult vor cădea ca să fie încercați, curățiți și albiți până la vremea sfârșitului. Și de asemenea, iarăși repet că nu va veni decât la vremea hotărâtă sfârșitul. Apoi în Daniel 11:40 vedem că împăratul de la miază zi se va împunge cu cel de la miază noapte. Pe urmă, în Daniel 12:4 am văzut că la vremea sfârșitului mulți vor citi cartea lui Daniel și cunoștința va crește. Deci nu cum în general, că cunoștința va crește în vremea sfârșitului. Că ați auzit că scrie și în Biblie că în vremea de urmă cunoștința va crește. Aici ne spune cunoștința cu privire la ce? La evenimentele care urmează în vremea sfârșitului. Exact, da, da. Nu cunoștință în general. Da, da. Da. Dar interesant, mie mi-a fost interesant că se menționează că la vremea sfârșitului mulți vor citi cartea lui Daniel. Și ce noi facem și cred că o să fie încă și mai multe cu cât se apropie evenimente. Interes. Da, aici e interesant că se referă la poporul Israel. Pe urmă, din Daniel 12:9 scrie că cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului. Și în Daniel 12:13 scrie că Daniel se va odihni și se va scula iarăși odată în partea lui de moștenire la sfârșitul zilelor. Mai are cineva de completat lucrurile care le-a zis Lilia? Sau poate, dacă nu se citească cineva ce ați scris la punctul 2, la pagina 135.2, trebuia de rezumat. Rezumat tot ce am învățat despre vremea sfârșitului. Și urmăriți toți acolo la punctul 2 și dacă lipsește ceva din ceea ce ați scris voi, adăugați aici, că e foarte important să rezumăm lucrurile care le-am observat, le punem toate împreună. Eu vreau să spun două momente pe care le-am observat, pentru că aproximativ în toate versetele se spune cam același lucru. Am observat că această vreme a sfârșitului se referă la poporul Israel și este hotărâtă de planul lui Dumnezeu și se va întâmpla doar atunci când va fi vremea potrivită. Deci nu putem noi să speculăm. Deci Dumnezeu ne dă niște indicii clare când ea se va întâmpla și pentru că o vedem atât de des menționat în cartea lui Daniel și spune că despre poporul lui, înțelegem că este pentru poporul Israel. Da. Vremea asta a sfârșitului este pentru poporul Israel, da? Bun, foarte bine ai observat așa. Altceva? Ce am scris așa, este un timp specific legat de activitatea Antichristului, din toate textele care le-am pus împreună. Mai numește și vremea de apoi a mâniei. Noi am avut și cuvânt cu mâniei. Deci în capitolul 8 mai este numit și vremea de apoi a mâniei lui Dumnezeu. Tot din textele care le-am văzut, este o vreme în care poporul lui Israel va trece printr-o vreme de strâmtorare grea din partea lui Antichrist sau cornul mic din Daniel 7, dar în vremea aceea poporul lui Israel va fi mântuit și anume când puterea lui va fi zdrobită de tot. Tot din Daniel 12 vedem că în vremea aceea mulți vor scula din țărâna pământului, din poporul Israel specifică. Unii pentru viață veșnică, alții pentru o cară și rușine veșnică. Igor, poți te rog să ne spui ce ai răspuns la punctul 3? Pentru că acolo trebuia să compari ce spun Daniel 8:19 cu Daniel 11:36 despre mânie. Sunt foarte curios ce ai răspuns la întrebarea asta când ai comparat. În Daniel 8:19 eu am scris apoi, mi s-a zis, iată că îți arăt ce se va întâmpla la vremea de apoi a mâniei, căci vedenia aceasta privește vremea sfârșitului. Deci vorbește, se tălmăcește lui,
lui Daniel vremea sfârșitului și în 11:36 împăratul va face ce va voi, se va înălța, se va slăvi mai presus de toți dumnezeii și va spune lucruri nemai auzite împotriva Dumnezeului dumnezeilor și va propăți până va trece mânia, că ce este hotărât se va împlini. În 11:36 este împăratul care se va slăvi, care se va pune în, va veni, deci, urăciunea pustiriei, despre împăratul care se va pune în templul lui Dumnezeu, așa înțeleg eu. Deci care se va face mai presus de tot Dumnezeu, se va slăvi pe sine, deci și asta va fi, mi se pare că la mijlocul săptămânii, care va fi ultima săptămână. Înțeles, sigur. Da, da. Dar totuși întrebarea este despre mânie. Ce spune despre mânie într-un verset și în altul? Și apoi ce concluzii ți-ai făcut despre mânie? Eu, din felul cum eu am văzut că vremea sfârșitului este o vreme a mâniei. Eu așa am înțeles. Da, corect. Corect. Vremea sfârșitului este o mânie, da? Spuneți-mi ce ați înțeles din toate versetele astea. Cine? Împotriva cui se mânie? Mânia cui este aici declanșată, desfășurată? Mânia cui împotriva cui? Antichrist împotriva poporului Israel. Așa, da? Un lucru clar, în perioada asta de mânie, Antichristul o să o ducă bine. Deci asta e perioada de propășire a lui. Aha. Deci mânia nu e împotriva lui. Mânia nu e împotriva lui. Atunci înseamnă că cine experimentează, cum revers, cine suferă mânia asta? Este cine se răsfrânge mânia. Israel. Peste Israel, drept a zis Vasile, peste Israel, peste poporul Israel se răsfrânge mânia asta din partea lui Antichrist. Da. Mai are cineva de adăugat ceva? Eu ca o idee, și mi se pare că Dumnezeu își revarsă mânia peste poporul Israel prin Antichrist. Eu cred că aici și apoi după aceea la Apocalipsa pe urmă. Bun, un lucru e clar. Cine suferă mânia de aici? Poporul Israel. Așa, punctul final unde se oprește mânia este un far de mânie, experimentează mânie mare, poporul Israel. Acum, în lumina celor observate, la punctul 4, privire la vremea sfârșitului și la mânie, după ce ați citit din nou pasajul cel de versetul capitolul 24 Matei, de la 3 la 14. Ce ați învățat despre sfârșit? Am văzut în versetul 6 că sfârșitul nu va fi atunci când se va auzi de războaie și vești de războaie. Pe urmă, în 13 am văzut că cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Apoi, în 14 a fost că sfârșitul va veni când Evanghelia va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Și în 15 am văzut că răciunea pustiirii se va așeza în locul sfânt și va fi un necaz mare cum nu au mai fost. Cam asta care o ieșită în evidență pentru mine. Foarte bine, Lilia. Hai să tragem acum niște concluzii la toată lecția care am făcut-o azi. Deci cine este, răspundem la cele mai importante întrebări despre răciunea pustiirii, sfârșit, mânie? Ce concluzii v-ați făcut? În primul rând, am văzut că se repetă de mai multe ori că sfârșitul nu va veni decât la vremea hotărâtă. Adică noi nu este în controlul nostru. Când a hotărât Dumnezeu, atunci o să fie și nu putem schimba nimic. Așa. Și ea este privitoare la poporul Israel. Nu este privitoare la biserică. Vremea asta toată, da? Tot ce zice vremea sfârșitului, Antichrist, tot. Începutul nenorocirilor se începe cu așezarea urciunii în templu. Foarte corect. Punctul ăsta a fost accentuat de mai multe ori, da? Atunci, odată cu așezarea în templu, și când veți vedea urciunea așezată în templu, în locul unde nu trebuie să stea, și am văzut în templu, atunci fugiți, gata, s-a declanșat mânie. Partea noastră ca și biserică e să vestim Evanghelia, ca să fie mărturii pentru neamuri. Foarte bine. Putem de aici să înțelegem perioada unde ne aflăm noi. Adică nici departe, dar nici aproape.
poate mai mult aproape decât departe, dar oricum nu e acum imediat să se întâmple lucrurile astea. Templul încă nu este. Da. Despre Hristos mincinoși nu auzim nimic, sau cel puțin eu nu aud, dar nu așa. Proroci mincinoși, da, dar Hristos mincinoși nu vedem sfii care duc să înșele pe evrei. Dar tot Israelul este în țară, au țara, adică trebuie să fugă și ei de la Iudeea, să fugă la munți, adică și aproape sunt ei, nu chiar aproape. Bună concluzie ai făcut. Dar gândindu-vă acum la evenimentele care se întâmplă în poporul Israel, război, stați văzut, i-au condamnat la Haga pe evrei, spun să iasă din Gaza și așa mai departe, tot, cred că ați auzit ceva, urmăriți la știri. Toate evenimentele astea din Israel, cum pot fi ele interpretate în lumina la tot ce am învățat noi acum din Scriptură? Începutul durerilor, asta încă nu înseamnă nimic. El nicicum, toate evenimentele astea, nicicum nu arată la sfârșit. Zice, vești de război, da? De asta, da? Da, vești de război, urâți de toată lumea, bine, vor da la moarte. Deci, pentru că asta spune că nu-i semn. Interesant, Domnul Iisus când răspunde la întrebarea lor, începe cu avertizare. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Și apoi le spune ce nu este semnul venirii și a sfârșitului. Și apoi, începând cu versetul 15, spune care e semnul. Că, de fapt, semnul așezarea urciunii în templu. Atunci, asta e semnul sigur. Deci, Evanghelia vestită în toată lumea. Acum, noi nu am văzut împreună cu Apocalipsa, dar Apocalipsa ne spune în ce fel la vremea sfârșitului va fi vestită Evanghelia. Noi putem să numărăm mult și bine la ce popoare s-a ajuns, nu s-a ajuns cu Evanghelia, că nu asta e. Apocalipsa ne spune foarte clar prin cine Evanghelia va fi vestită la toată lumea. Ca să slujați de mărturie. Așa că o concluzie am luat că toată nenorocirea asta se petrece în Israel cu scopul ca poporul Israel la urmă-urmi să fie mântuit. Am văzut acolo, spune că veți fi urâți de toate neamurile. Vedem cumva lucrul ăsta acum sau nu? Privind la tot ce ai, gândiți-vă, pornind de la 7 octombrie, când s-a început, când a fost atacul celălalt la 7 octombrie până acum. Ați văzut ceva felul ăsta? Da, întocmai și se intensifică. Chiar și țările astea care, din Europa, care cumva apără drepturile omului, de parcă n-ar fi fost 7 octombrie, adică apără Palestina, apără Hamas într-un fel. Dacă țările astea, într-așa filoscopuri, să mai spuneți cele arabe sau altele, care Rusia și așa mai departe. Da, cei care dintotdeauna i-au urât, îi urăsc și mai tare. Cei care până acum parcă stăteau în apărare, tot așa trec de partea urii. Nu? Asta tot vedem. Așa. Dar asta bine. A fost dintotdeauna. Că nu e da. Nu-i ceva care arată neapărat că e aproape asta. Că și când spune că veți fi urâți de toate neamurile, spune tocmai acolo, la începutul durerilor, spune totdeauna veți fi. Nu-i ceva diferit. Bun. Acum, aplicare. Ați văzut ce au răspuns oamenii când am întrebat ce este urăciunea pustiirii. Eu vă dau ca și aplicare una practică, foarte practică. Luați un carnet, un jurnal al vostru care îl aveți. Un jurnal al vostru și până săptămâna următoare, dar n-amânați pe luni, marți, miercuri, joi. Chiar mâine, sâmbătă. Nu, stați-l, nu-i miercuri azi. Mâine, joi. Persoanele cu care vă întâlniți, puneți-le întrebarea, ce știi despre urăciunea pustiirii? Ce crezi? Ce este urăciunea pustiirii? Duceți o discuție cu persoana aceea. Să vedeți ce o să aflați. Ce să vă spun persoanele, ce cred persoanele. De altfel, ați văzut cei mai mulți credincioși au răspuns la comentariul meu acolo, unde eu am pornit întrebarea. Urmați pilda mea, eu am pornit întrebarea acolo online.
Și ați văzut, oamenii răspund, dar pe urmă poți duce o discuție. Deci află ce spun oamenii despre urăciunea pustiirii și apoi vorbește-i tu ce știi despre urăciunea pustiirii. Povestește-i tu lucrurile care le-ai învățat la lecția de azi. Nu te teme că n-am înțeles chiar bine, nu știu chiar, să nu-mi pună cumva vreo întrebare și eu să nu știu răspunsul. Nu vă temeți de asta. Nimeni din noi nu știe toate răspunsurile. Unii nu știu răspunsul, așa spun, nu știu răspunsul. Eu îți spun ce știu, dar ce nu știu, nu știu. Dar plus avem lecția asta înregistrată. La persoanele cu care veți discuta voi, puteți să le dați link la lecții. Lecția va apărea mâine seară, cred că, pe canalul Moldova Creștină. Voi le puteți da link-ul ca oamenii să asculte lecția întreagă, să o vadă ei toată, să înțeleagă ei mai mult despre urăciunea pustirii, să asculte toată discuția noastră care am avut-o aici. Ei, voi discutați, aș vrea să discutați cu 3 persoane care sunt creștini și 3 persoane care nu sunt creștini născuți din nou, nu sunt creștini practicanți. Deci cu 3 și 3, minim 3 și 3, discutați și după fiecare discuție, puneți în carnetul vostru așa un rezumat la ceea ce, cum a fost discuția. Scriți în carnet ce, cum a fost discuția. Pentru că din rezumatul ăsta veți învăța cum discutați cu următoarea persoană. Cu cei care nu sunt creștini, spuneți-le Evanghelia. Încheiați toată discuția voastră cu o prezentare a Evangheliei. Cu cei care sunt creștini, încheiați discuția cu o provocare la studierea Sfintelor Scripturi. Ca să studieze bine Sfintele Scripturi și ei. Puteți să invitați în grupul vostru de studiu biblic, puteți să invitați să vină aici, să vină toți ca să studiem. Apoi, puneți-mi și mie un mesaj de e-mail până la miercurea viitoare, când ne apropiem de miercurea viitoare, trimiteți-mi și mie un mesaj la adresa electronică sau prin Facebook, unde știți voi, trimiteți-mi un mesaj ca să știu și eu cum a fost. Dați-mi și mie așa o socoteală. Eu sunt învățătorul vostru, uite, eu vă dau vouă acum lucru practic, voi îl faceți și dați și mie o socoteală și pentru voi și pentru mine, să mă joc și eu și pentru voi și pentru oamenii aceia. Și așa se vor întări cunoștințele voastre, dar toate cunoștințele astea le vom împărtăși și cu alții, cu oamenii care idei nu au de evenimentele astea. Vreau să vă spun că oamenii ascultă ochi și urechi când le vorbești despre evenimentele profetice. Iată acum, când veneam în Bolivia, de la Chișinău până la Istanbul, i-am vorbit unui turc. M-a ascultat ochi și urechi omul cel la tot ce i-am spus. De la Istanbul până în Bolivia, până în Bogota, am vorbit cu un cuplu de columbieni. Tot așa, oamenii cei foarte, foarte curioși de toată informația care le-am dat-o, foarte curioși să studieze Biblia, au rămas după asta, au dorit să aibă Biblia și așa mai departe. Iată, noi îi provocăm pe oameni să cunoască lucrurile astea, să-L cunoască pe Hristos, îi provocăm pe creștini să studieze Scripturile, să nu stea așa, să studieze serios, să crească duhovnicești. La lecția următoare vom învăța. Lecția următoare este ultima lecție. Sper că săptămâna asta o să avem deja și manualul Apocalipsa, partea a doua, o să-l avem în format electronic. Vom învăța despre ce-i cumpărații ăștia care spune cu parcă, nu știu, Antioch Epifan, parcă nu înțelegem acolo la capitolul 11, Antioch Epifan sau îi Antichristul care va veni, unde, care din ele se referă la Antichrist sau la Antioch Epifan. Iată, asta vom căuta să ne clarificăm care din profețiile cele se referă la unul sau se referă la altul. Și voi când completați lecția acasă, fiți foarte atenți să vă clarificați care din ele și la cine se referă. Asta va fi pentru primele 2 sau 3 zile din lecția 18. Dar pe urmă, primele 3 zile. Dar ultimele 2 zile vom studia despre întoarcerea Domnului Iisus ca împărat al împăraților și evenimentele care au de-a face cu cea de-a doua venire a Lui. Deci despre asta vom studia. Așa că lecția noastră are 2 părți, se primește ultima. Ne clarificăm ce-i cumpăratul ăsta descris la capitolul 11, de la versetul 36 în jos. Cine e el? Dacă se referă ceva la Antioch Epifan, dacă care din profeții se referă la Antioch sau se referă la Antichrist? Și alta despre venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și miercurea viitoare ne întâlnim și discutăm.